În cadrul târgului de turism au fost date publicității și concluziile Comisiei de Turism Intern din cadrul ANAT la încheierea sezonului estival 2011. Din acest sezon începând, discutăm în continuare de tarife atractive pentru sezonul 2011, concluziile cu care am încheiat sezonul, toate acestea se întâmplă la Bursa Litoral Delta Dunării. Sunt foarte multe dezbateri în privința tarifelor pe care să le practicăm și să le promovăm pentru anul viitor. Discutăm de asemenea de ofertele speciale despre care deja vorbim de mai bine de 3 ani, înscrieri timpurii, zile gratuite de vacanță, litoralul pentru toți, copii luați-vă părinții la mare. Dacă vorbim de tarife, vom avea tarifele foarte bune pe care le-am practicat în acest an, dar și perioade în care tarifele practic vor fi mai mici decât în sezonul pe care îl încheiem astăzi. Ca și concluzii, un număr mai mare de turiști față de anul trecut, pentru că s-a redus durata sejurului pe litoral, oamenii și-au permis practic mai puține nopți, deci vacanțe mai scurte pe litoral, probabil unii dintre ei vacanțe mai dese, însă ca nivel al încasărilor și veniturilor vorbim practic de o scădere de 10%. Aceasta este media care a rezultat aseară în urma ședinței Comisiei de Turism Intern a ANAT. Pentru prima dată de la organizarea târgului, reprezentanții tur operatorilor vor beneficia de o excursie de o zi în Delta Dunării, organizată în parteneriat cu Patronatul Delta Dunării. Excursia în Delta are ca scop familiarizarea reprezentanților agențiilor de turism din România cu circuitul de o zi din Delta, în vederea unei mai bune promovări în rândul turiștilor. Turistul care vine în Delta Dunării este turistul care vrea să vadă Delta, nu vine să stea într-un hotel în care sunt asigurate servicii. Ne putem lăuda că în Delta Dunării avem servicii și putem asigura servicii, cu toate că suntem nevoiți de a ne aduce totul pe apă, inclusiv personal, inclusiv alimente, inclusiv absolut totul se asigură pe apă. Beneficiem de sprijinul statului prin taxe pe pat, taxe pe loc în barcă, diverse alte taxe, pentru o lotcă plătește o taxă de vreo 20 de ori mai mare decât o dacie. Deci și acea lotcă funcționează numai sâmbătă și duminica. Avem, într-adevăr, sprijin, avem TVA de 24% pentru servicii și încercăm să oferim turiștilor noștri pachete ieftine, pachete comparabile cu cele din Bulgaria sau din Franța, în care TVA-ul e de 5,5%, nu numai pentru cazare, ci pentru servicii. Avem turiști, suntem încă în plin sezon, sperăm ca anul viitor să, dacă nu se egaleze 2008, poate chiar să-l și depășească. Pentru turiști, veștile sunt bune. Hotelierii vor menține tarifele în 2012 la valoarea celor de anul acesta, în speranța că turiștii vor fi mai mulți anul viitor.